Cum se numesc două pietre în mijlocul oceanului? Ei bine, Japonia le numește insula Okinotoroshima. Această insulă se găsește în Marea Filipinelor și a fost descoperită pentru prima dată în secolul XVI, probabil de către Bernardo de la Tore în anul 1543 sau de către Miguel Lopez de Legaspi în 1565, care a numit-o atunci Perese vela ceea ce înseamnă că seamănă cu pânza unei corăbii. Insula pe atunci era alcătuită din 5 pietre. În 1789 a fost redescoperită de către Brita. Care, așa cum fac britanicii de obicei, au presupus că ei au fost primii care au găsit-o și au botezat o Douglas Reef după numele capitanului William Douglas. Japonezii au vizitat insula pentru prima dată în 1922 și în 1925, iar în 1931 au și revendicat-o dându-i numele de Okinotoroshima, ceea ce înseamnă insula îndepărtată a păsărilor. Din cauza poziției strategice a insulei între Taiwan și Guam, Japonia își dorea să construiască o bază militară acolo, dar pentru a evita o eventuală controversă, au mințit și au declarat că vor să construiască un far și o stație meteorologică pe acea insulă. Au început construcția în 1939, dar după câțiva ani s-au oprit din cauza celui de-al doilea război mondial. După război, pietrele au ajuns în posesia Americii, care în 1968 a decis să le returneze Japoniei. Probabil că vă întrebați de ce a renunțat America la o insulă destul de valoroasă, fără un motiv anume, având în vedere că au păstrat alte astfel de insule pentru secole. Okinotoroshima a devenit valoroasă abia în 1982 când țările membre ONU au scris o convenție asupra legilor mărilor și oceanelor. Printre altele, această convenție a pus bazele zonelor economice exclusive, care îi permit unei țări să ceară drepturile apelor din jur pe o rază de 370 de km. Nu au suveranitatea asupra celor ape și ele nu fac parte dintr-o țară, dar au totuși anumite drepturi cum ar fi să exploreze și să folosească resursele naturale din acele ape. De aceea, Japonia ține cu tot din adinsul ca aceste două pietre să fie o insulă. Asta înseamnă că această zonă cu o rază de peste 400.000 de km pătrați va deveni zona lor economică exclusivă. Asta le-ar da dreptul să pescuiască acolo, să mineze și chiar să extragă petrol care se pare că există în subteran. Dar dreptul la această insulă este foarte disputat și nu pentru că cineva ar pretinde că Japonia nu are dreptul la ea, ci pentru că mulți nu o consideră o insulă, țara care se opune cel mai mult fiind China. Vă întrebați probabil de ce le pasă atât de mult chinezilor. Ei bine, dacă vreodată Statele Unite ar vrea să trimită nave din Guam spre Taiwan, China ar vrea cu siguranță să aibă submarine care să le intercepteze. Dar pentru asta au nevoie să cartografieze fundul oceanului, ceea ce nu pot face în zona economică exclusivă a Japoniei. În plus, se pare că acolo există și petrol, ceea ce de obicei îi face pe oameni să o ia razna. Deci, vă întrebați probabil dacă Okinotoroshima este sau nu o insulă. Probabil că nu. Convenția ONU din 1982 despre legile mărilor și oceanelor face clar diferența dintre insule, care sunt definite ca fiind formațiuni apărute pe cale naturală, înconjurate de apă și care rămân vizibile în timpul fluxului, și pietre, care sunt definite ca formațiuni care nu pot susține viața umană sau o economie proprie, iar acestea nu vor avea o zonă economică exclusivă. Aceste pietre nu pot susține viața umană și nu pot nici să aibă o economie proprie, pentru că sunt doar două pietre. Dar asta nu a oprit Japonia din a cheltui o sumă enormă de bani pentru a încerca să-i convingă pe ceilalți. În 1987 au început să construiască diguri în jurul pietrelor pentru a le proteja de eroziune, iar în 1988 au construit acolo un centru de cercetare marină care de fapt nu se află pe nici una dintre cele două pietre. Și si chiar dacă Convenția ONU spune că insulele create artificial nu sunt considerate insule, Japonia a construit și o a treia piatră, dar în apărarea lor japonezii au cheltuit până acum doar 600 de milioane de dolari pe aceste pietre. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!